Autostrada a oricare finanțare asigurată din fonduri europene, dar finanțarea de fonduri europene vine cu niște responsabilități. Ca să acordăm finanțare, avem nevoie de un beneficiar capabil, competent, care să aibă capacitatea administrativă să depună proiecte, să le elaboreze, să le depună și apoi să le implementeze. Compania Națională NAIRU, pentru administrarea infrastructurii rutiere, are ca principal obiectiv, dacă ne urmărăm în ordonanță, de funcționare, administrarea infrastructurii, mai puțin parte de investiții. România, la ora actuală, are nevoie de o companie națională care se ocupe de investiții în zona rutieră. Dar de 10 ani avem nevoie, nu? Avem de 10 ani. Această companie există pe hârtie, se cheamă Compania Națională de Investiții Rutiere, care, dacă ar fi operaționalizată, se începea în momentul ăsta cu o asistență tehnică, să merge pe modelul vehiculului de investiții pe care l-au avut austriecii când au făcut autostrăzile, ar fi capabilă, considerăm noi, să investească, să gestioneze investițiile necesare pentru România. Da? Deci pentru a atrage aceste fonduri, ideea este că avem nevoie de niște condiționalități îndeplinite care sunt orizontale. Avem nevoie de oameni capabili, avem nevoie de instituții capabile. Deci chiar dacă avem finanțare, degeaba avem finanțarea din POIM, dacă această autostradă nu va putea fi, dacă autostrada nu se va putea face decât în condițiile în care o să avem nevoie de un vehicul investițional eficient.